a fost cu tremur în România. Ce intensitate a avut și unde s-a produs vineri, 28 aprilie 2023, Institutului Național de Cercetare, dezvoltare pentru fizica Pământului a înregistrat o nouă mișcare seismică în județul Buzău. Ce magnitudine a avut cu tremurul și în apropierea căror orașe s-a resimțit? Vineri, 28 aprilie 2023 în jurul orei ora 6 și 13 minute, ora locală a României, a avut loc un cutremur în zona seismică Vrancea, Buzău, de 3,6 grade pe scara Richter. Seismul s-a produs la o adâncime de 142 de kilometri și s-a resimțit în apropierea următoarelor orașe, 55 de kilometri nord-vest de Buzău, 59 de kilometri sud-est de Sfântul Gheorghe, 60 de kilometri est de Brașov, 68 de kilometri vest de Focșani, 68 de kilometri nord-est de Ploiești, 96 de kilometri nord-est de Târgoviște. Valde cu tremure în România, în ultima perioadă în urmă cu doar o săptămână, potrivit Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului, au avut loc mai multe cu tremure în zona seismică Vrancea. Prima activitate seismică a avut loc în data de 22 aprilie 2023, la ora ora 1 și 8 minute, și a avut o magnitudine de 2,5 grade pe scara Richter, la o adâncime de 74 de km. Totodată, în intervalul orar ora 610, 23 au fost înregistrate alte patru cu tremure, cel mai mare fiind de 3,4 grade pe Cara Richter. La o adâncime de 16 km potrivit datelor INFP, din luna februarie până în prezent au avut loc peste 2600 de replici în urma cutremurului din 13 februarie 2023, de 5,7 grade pe scara Richter, din Judgorj.